Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Acum, seara, este duminică seara când filmez acest clip. După ce am terminat live-ul cu voi, m-a chemat Alex că s-au auzit aici la noi în spate trei pisicuțe și haide să vedem dacă reușim să le salvăm și dacă putem să le luăm pe toate trei, să le salvăm. Hai să vedem! Uitați, prieteni, acolo avem două pisicuțe. Numai ce am terminat live-ul cu voi și de aici de la noi la baie se aude, s-au auzit două pisicuțe, de fapt trei. Una am reușit să o prind. Aici lângă noi este un teren liber. Și nu știu cine le-a aruncat. I-am luat așa o bucată de cabanos. Una, cum v-am zis, a reușit să o prind. Dintre ele sunt foarte mici. Și vreau să încerc să prind pe toți, pentru că aici, la noi mai vin câini aici, vagabonzi în spate și s-ar putea să le omoară. Și vrem să le prindem, să le hrănim și poate o să le și ținem. Trei pisicuțe. Acolo în spate la noi, aici după casă, vedeți că acolo se vede după casă. Aici este un teren care e doar o grădină așa mai mult semi-abandonată și vreau să le prind ca să nu moară de foame. Aici în spate miroase și a cadavru. Cred că ori o fi fost mămica lor, ori o mai fi fost un pisoi și a murit între timp. Nu știu. Chiar îmi pare rău de ei și vreau să-i scot. O să sting mai un pic lumina pentru că văd că se sperie la lumină. Ți, foarte slăbuți. Ți, uitați-l ce frumos e. Ți. O să pun prieten pe pauză și o să încerc să îi prind oricum, dacă e toată noaptea, stau aici până reușesc să-i prind. Și o să vă arăt și vouă după ce o să reușesc să-i prind, pentru că așa cu lumină nu prea vor să vină și oricum nu pot numai cu o mână să îi prind. După cum am văzut, mai au rămas doi, cu unul am prins. O să intru mâine să văd dacă reușesc să intru aici, să văd dacă mai sunt pisoi. Acum noaptea nu prea pot, că uitați cum e aici. Hai, prieteni, că ne vedem un pic mai târziu, să reușesc să prind pisoia și... Hai, ți. Hai, Titi! Hai, Titi! Aș intra după ei de aici, la casa de lângă, cum nu este gard. Sunt niște câini mici și răi și mi-e frică că după aia vin și fugărești și nu mai pot să-i prind. Aici am un pic artificial. Se ne vine cu fabul în gici, după aia vin sfânii și sperie. Hai, ți. Hai, mă, unde fugi? Hai, ți. Hai, ți. Hai că deja ne chinuim de mai bine de oră. Hai, ți. Hai, ți. Oare dacă intru, vin câinii aia lanți? Că latră gigodea aia mică aici. Ți. Doi. Ți. Mâine oricum o să intru să văd dacă mai ies.
Ce, 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 dacă poți să-i prind până la urmă. Ce, 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 ce. Hai, ce, ce. Cred că intru în odru până la urmă aici. Ce, 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 ce. Ce, ce, ce. Hai, ne intru și lasă-i în 10 minute să vedem. Ce, 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 ce. Hai, ce, ce. Hai, ce, ce. Uite, ce, ce. Ce, uite, ce, ce. Hai, ce, 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 ce. Hai, ce, ce. Hai, ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Hai, ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Ce, ce, ce. Aici mai stă o pisică. Am crezut prima oară că e mămica lor, dar nu-i. Am venit că tot i-am strigat pe ăștia mici și au venit și ea până la urmă. Sau el, ce-o fi. I-am dat și lui cărnaț, mai am o bucățică numai. Hai, Cițu! Uite, Cițu! Uite, Cițu! Hai, mă! Hai, Cițu! Ci, 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 ci! Ci, 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 ci! Nu tu, mă! Nu tu! Ci, 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 ci! Ci, 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 ci! Ci, 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 ci! Hai, Cici! Cici! Cici, Cici, Cici! Cici, Cici, Hai, Cici, Cici! Aici a mai venit o muță mare. După cum pare, eu că am pufăit la ei. Atât am cițuit aici, de ori mai venit o pisică. A plecat. Cici, Cici, Cici! Hai, Cici! Hai, Cici! Dar nu mai vor să iese. Cici, cici, cici! Cici, 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 cici! Cici, cici, vedeți că și ăla n-am să vede acolo. Cici, 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 cici! Hai, Cici! Hai, Cici! Hai, cici, 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 cici! Cici, 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 cici! Cici, 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 cici! O să opresc telefonul și o să intru în casă câteva minute să văd, poate atunci au curajul să iese. Vezi ce frumos. A reușit să prindem, prieteni, doar două pisicuțe, că mai era aia neagră cu alb. Ați văzut-o aia ce am scris, tare frumoasă, și am prins-o și mi-a scăpat. Că m-am băgat până la urmă în spate după casă, că altfel n-am avut cum. Și aia mi-a scăpat. M-a dus eu să caut pe acolo noaptea asta și cu Alex, dar n-am mai găsit-o. Cu pisicuța aia o să revenim mâine, că mâine după ce se luminează, când ne trezim, o să mergem să o căutăm. Deja de prea mult timp stăm aici să tot căutăm pisicile. Deja e 1:30 noaptea. Deja avem 2 ore de când ne chinim să prindem pisicuțele, dar măcar că pe ele 2 le-am prins. Aici le-am pus apă, mâncare, le-am pus un pic de mâncare înmuiată de la puișorii de căței, n-am avut acum să le dau mâncare de pisici, o să le luăm mâine. Au mâncat, au băut apă, o să vedem, sper să reușim să găsim și celălalt pisic. Să-i prindem pe toți și atunci o să vedem după cum parau și pureci, o să mergem cu ei. Dacă reușim mâine să prindem, mâine sau pui mâine, mergem cu ei la veterinar să vedem cum sunt. Și atunci o să mai vorbim noi despre pisici. Să vedem ce fac, sunt foarte mici, sunt foarte micuțe, mici, mici, pui mici. Ia-i să nu se sperie de mine. Sunt foarte fricoși, dar o să-și dea el drumul. Păi el l-am prins primul și cum l-am lăsat aici înăuntru cu Alex, deja a început să vină la el când îl chema. Pe asta n-am acum am prins-o, nu de mult, și totuși este cam fricoasă. Bine, amândoi cam sunt, dar oricum o să se obișnuiască ei. Nu, ți, 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 obișnuiți voi.
Unul s-a ascuns, mai rămas unul aici. S-a ascunde și celălalt. După cum pare, am reușit să salvăm două pisicuțe, mai avem una. Pe cealaltă o să intrăm mâine să o căutăm, pentru că pe lumină altfel se vede că s-a speriat și a fugit. Miau, 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 miau. Mâine o să mergem și după cealaltă să o căutăm. Sperăm să o dăm de ea, să o găsim. Că ar fi frumos să reușim să le scoatem, să le avem pe toate trei, să le salvăm. Haideți să mergem să mai uităm o dată, prieteni, dacă a venit totuși pisicul. Am intrat aici, nu pot să pun, după cum pare, nu a venit. După cum pare, chiar nu a venit pisicul. O să venim mâine să îl mai cutăm. Ne uităm și aici un pic. Ia ce m-a speriat de un bombudar sau ceva. Parcă mi-a una ceva încolo. Mi-a una ceva acolo, cred că o să intru iară să văd. Ce-i ăsta? Era. O să intrăm iară să vedem. Este ora 2 fără 20 și umblu să prind pisoi. Acum în spate se aude. O să încerc să intru să văd iară dacă reușesc. Poate îl prindem. N-a reușit, prieten, să prind și cea de-a treia pisică. M-a intrat încă o dată în spate acolo, la noi după casă, în grădina aia. O să o filmez mâine să vedeți și voi. O să încercăm mâine să prindem cea a treia pisică, cea cu alb și negru. Am văzut-o, a fugit de mine, n-am mai reușit să o prind. Deja este ora 2:30 noaptea, ne-am chinuit deja de cam mult timp. Și oricum nu putem să o prindem și este greu de prins, pentru că este și întuneric. Și vecinii mai au câini și poate să vină câini unde poate să fugărească pisica mai tare sau să omoare sau să ne muște pe noi. Așa că o să o lăsăm pe mâine, prieteni. O să mergem mâine să cotăm, dacă sper să mai găsim acolo, să nu pleci în altă parte. Oricum o să vă țin la curent și o să vă spun cam ce se întâmplă cu pisicuțele care noi am încercat să le salvăm. Ne bucurăm că reușim măcar două să prindem. Sunt bine pisicuțele, sunt la noi acasă, au mâncat, au băut. Acum sper să obișnuiască un pic cu noi. O să revin și mâine cu un clip să vedem cum facem cu pisicuțele, dacă reușim să le prindem. Până atunci, nu uitați, prieteni, de un like și de un comentariu, să spuneți și voi ce părere aveți și nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Și chiar ne bucurăm că reușim să salvăm două pisicuțe și sper să reușim să salvăm și pe a treia. Eu vă urez o zi faină în continuare, ne vedem data viitoare, vă salut cu respect, ciao, ciao! Este deja dimineață, prieteni, ne-am chinuit ca multe ore să prindem. El este al treilea pisicuț care numai ce l-am prins. Vedeți ce frumos e? Dar că am trebuit mult timp să-l prindem, o să mai revenim și zilele următoare să vă arătăm pisicile și să mai vă zicem despre ele.